Și am revenit la jurnal, Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe, cam față în față în sala de judecată. Pe loc primul termen în procesul de divorț, Talida Trofin se află la judecătoria din Buftea, cu toate informațiile. Talida, te rog. Bun găsit, iată că a venit și ziua în care Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe Camp se înfruntă în sala de judecată. Ana Maria a venit astăzi la judecătoria Buftea, însoțită de Sara, fiica cea mică din prima căsătorie, dar și de Bebe, care era vizibil afectat de situație. A fost întrebat de când nu l-a mai văzut pe Laurențiu, a spus că este mai bine de un an de când nu și-a văzut tatăl. La scurt timp a ajuns și Laurențiu Reghe Camp, însă a trecut pe lângă ei și Ana a fost siderată atunci când a văzut că nici măcar nu și-a salutat copiii. La câteva minute după a sosit și fiul cel mare al lui Laurențiu, Luca, alături de iubita sa, Asiana Peng. Au stat și l-au așteptat pe Laurențiu până când a ieșit din sala de judecată. Apoi a avut loc o situație ciudată. Ana Maria a ieșit singură, îl căuta pe Bebe și spunea că nu înțelegea, a primit un mesaj în care scria că cineva nu îl lasă să iasă afară și la scurt timp a apărut alături de sora lui, de Sara, în lacrimi. Nu știm exact ce s-a întâmplat. Avocatul acum dă declarații, este în spatele meu și spune că nu este o situație normală, încă nu s-au clarificat lucrurile. Ana Maria Prodan este încă în parcare și încearcă să o liniștească pe Sara. Laurențiu Reghe Camp a deschis 7 dosare în jurul dosarului de ansamblu. Vorbim despre custodia micuțului Bebe, vorbim despre un partaj, deși dosarul este la nivel incipient în privința partajului. Noi rămânem aici la judecătoria Buftea, întrucât se întâmplă foarte multe lucruri aici. Sunt copii la mijloc și situația este cu atât mai dureroasă.